Un jaf armat a avut loc în această dimineață la un cazinou din satul Mare. Un individ a intrat în sala de jocuri și a furat o pungă cu bani după ce a amenințat-o pe casieriță cu pistolul. În momentul în care a avut loc atacul în sala de jocuri nu se mai afla nimeni. Individul avea fața acoperită parțial cu ochelari mari de soare, așa că femeia nu l-a identificat. Tânărul a fugit cu 15.000 de lei și este căutat acum de polițiști în tot județul.